Este un discurs și de o parte și de alta care arată foarte clar că nu se construiește nimic în această perioadă. Din păcate, eșecul pe care l-am avut la moțiunea de cenzură a arătat în mod evident că nu suntem în stare să comunicăm așa cum poate așteaptă de la noi o mare parte din electoratul din România. Dar din interior, vorbind acum ca parlamentar al Partidului Național Liberal, pot să vă spun că se simte o stare de tensiune între cei doi lideri importanți, acele două formațiuni politice de opoziție, și atunci, cum să zic, toată această atmosferă se transferă în jos, în sistem piramidal, pentru că nu numai dumneavoastră mass media sunteți curioși să aflați ce se întâmplă în interior, ci și colegii noștri, șefi de filiale locale, care ne pun aceeași întrebare. Și din păcate, noi de la București, ca reprezentanți ai lor în Parlamentul României, nu prea putem să venim cu informațiile pe care ei întotdeauna le așteaptă. O singură explicație se pare că există, și vă spun asta, repet, ca și parlamentar al Partidului Național Liberal, această distanță care există din punct de vedere doctrinar între cele două partide. Fiecare încearcă să-și capitalizeze electoratul propriu și liderii Ponta, respectiv Antonescu, încearcă să-și fidelizeze electoratul în jurul partidelor proprii în acest moment. Pentru faptul că lumea dorește, se pare, o opoziție unită, și asta s-a văzut exact cum a spus în stradă, lumea fiind cuprinsă de disperare în această perioadă, nu avem niciun fel de argument. Faptul că am reușit la finalul lui 2009 să coagulăm o opoziție împotriva lui Traian Băsescu, care, zic eu, că la momentul respectiv a dat rezultate, a dat roade. Amintiți-vă că am avut o moțiune de cenzură care a trecut și care l-a pus în genunchi pe premierul Boc, dar iată că, din păcate, datorită UDMR-ului care a ales să intre la guvernare și mai ales celor care au trădat electoratul și s-au constituit în această formațiune politică UNPR, nu mai reușim în momentul de față să facem ce își doresc românii, să dăm jos guvernul Boc până la urmă. Iar cu aceste declarații făcute de către cei doi lideri, cu atât mai puțin cred că vom reuși pe termen scurt să rezolvăm dorințele manifestate de către românii în stradă. Eu nu cred că au mare lucru de împărțit și cred că ambii au susținut, fără echivoc, că la momentul acest adversarul comun este Traian Băsescu și PDL, și că din rațiuni ce țin de funcționarea statului democratic, opoziția trebuie să rămână unit. Pe de altă parte, eu văd multe din declarațiile domnului Crin Antonescu ca încercări de poziționare pentru electoratul, să spunem, cu vederi de dreapta, care a votat în trecut Partidul Democrat Liberal și pe care Crin Antonescu vrea alături de domnia sa într-o eventuală confruntare electorală. De asemenea, cred că domnul Crin Antonescu se grăbește și încearcă să câștige puncte pentru o competiție care va avea loc nu la anul, ci de-abia în 2014. Cred că e prematur din punctul ăsta de vedere, în interiorul opoziției să existe o concurență. Pe de altă parte, cred că ați observat că domnul Ponta a avut o atitudine rezervată. În ultimele săptămâni nu a răspuns niciunea dintre atacurile domnului Crin Antonescu, pe motiv că e mai important să construim împreună decât să avem dispute. Pe de altă parte, evident că și noi suntem conștienți că electoratele celor două partide politice sunt diferite, așteptările lor sunt diferite, programele noastre au și elemente de apropiere, dar și lucruri care ne despart, și toate acestea, sigur că la un moment dat vor genera o competiție între cele două partide. Cred că este bine să așteptăm derularea lucrurilor și să nu mai aruncăm pe piața politică teme suplimentare. Deocamdată, sigur, domnul Crin Antonescu a încercat să fure startul în această problemă, dar este evident pentru toată lumea că nu Partidul Național Liberal de unul singur poate să promoveze un asemenea demers. El nu are șanse nici în condițiile în care opoziția rămâne în actuala formulă. Pentru că știți bine că trebuie să ai jumătate plus unul din numărul voturilor parlamentarilor ca să poți să declanșezi o procedură de suspendare și să ajungi la referendum popular.